În luna august a anului trecut, Cerebel a fost implicat într-un accident rutier foarte grav, care îl putea costa viața. La 45 de ani, artistul care se mândrea cu pasiunea pentru motociclete a avut parte de un impact care l-a lăsat cu răni fizice serioase, dar și cu o lecție dureroasă despre pericolele drumurilor. În urma accidentului, care a avut loc în Hatzec, Cerebel a suferit multiple leziuni și a fost internat în spitale din Hatzec, Deva și București. Accidentul s-a produs în momentul în care Cerebel a efectuat o depășire neregulamentară, izbindu-se de o autoutilitară care circula regulamentar. După o recuperare lungă, artistul a declarat că și-a învățat lecțiile. Nu mai am motor, nu mai am permis, trebuie să-mi dau examen pentru permis. Mi-am învățat lecțiile, dar asta nu înseamnă că nu mă voi mai urca pe motor. Cea mai importantă lecție a fost să port echipament de protecție, pe care nu îl aveam atunci. La un an de la accident, Cerebel a decis să ia o decizie surprinzătoare. A depus în instanță o cerere prin care solicită daune morale în valoare de 40.000 de euro. Artistul cere această sumă de la asigurator pentru suferințele fizice și psihice cauzate de accidentul provocat, chiar de el probabil că acești bani ar reprezenta o compensație pentru perioada lungă de spitalizare și recuperare, dar și pentru trauma pe care a resimțit-o în urma accidentului. Cerebel susține că demersurile de verificare a modului în care a avut loc accidentul au durat atât de mult, încât nu-și mai amintește cu exactitate detaliile acestui dosar de daune. S-au făcut multe anchete, nici nu mai știu. Nici nu știu cum îl cheamă ce celălalt șofer implicat. Un avocat se ocupă de dosar, iar suma nu am stabilit-o eu. Sunt niște reguli. Important este că eu m-am refăcut după luni de recuperare. Am stat peste 50 de zile internat în 3 spitale diferite. La începutul carierei, artistul de 45 de ani era pasionat de jocurile de noroc, iar primul său salariu obținut la teatru l-a riscat la păcănele. Deși a pierdut întreaga sumă, nu i-a mărturisit acest lucru mamei sale, spunându-i că i-au fost furați banii. De fiecare dată când câștig bani la jocurile de noroc, îi pierd instantaneu și mai pierd și din ce aveam. De aceea mi-am pus zarurile astea pe gât, mi le-am tatuat, să mă uit în oglindă și să-mi dau seama că jocurile de noroc nu sunt pentru mine. Unii conștientizează, alții nu. Nu sunt genul care să pot să pierd, să mă duc să mă joc așa, sunt un jucător. Îmi place să mă joc orice fel de joc, tabinet, darts, table, șah, alergăm, miuța, ce vrei tu. Și pe bani ne jucăm, dar când e vorba de joacă. Deja când e vorba de a pierde primul meu salariu din teatru la păcănele din două mâini, înseamnă prostie. Eu am ajuns acasă la mama și am spus că mi-au furat bani în autobuz și mi-a dat mama bani. Eu am fost atât de idiot încât să mă duc la păcănele, să pierd banii aia din două mâini și după aceea să mă duc acasă la mama plângând că mi-au furat banii în autobuz și mama să vorbească cu tata, să mai scoate ei bani din banii lor ăia puțini, să mai dea mie banii înapoi ca să mă bucur de primul meu salariu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.